O femeie cu doi copii a fost lovită de o mașină de pe trecerea de pietoni. S-a întâmplat pe strada Ginta Latină între orele 7 și 8 dimineața. Femeia îi ținea pe cei doi copii de mâini și treceau strada regulamentar când un taxi i-a lovit în plin. Șoferul a fost reținut de poliție și riscă o amendă. Atenție, urmează imagini șocante. Din imagini vedem cum femeia și copiii traversează strada, toate mașinile se opresc, cu excepția unui taxi care lovește pietonii. În scurt timp, femeia se ridică și pleacă. Poliția spune că nici ea, nici copiii acesteia nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia cu doi copii a traversat aici, pe această trecere de pietoni. Și la un capăt de stradă, dar și la altul, este câte un indicator rutier care arată că aceasta este o trecere de pietoni. Femeia are reușit să facă doar câțiva pași și a fost lovită de un taxi chiar în acest loc. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de joi, 15 septembrie. Femeia accidentată nu a depus o plângere la poliție. Echipa noastră de filmare a surprins astăzi șoferi care nu se opresc, chiar dacă pe trecere este un pieton. În imediata apropiere a acestei treceri de pietoni se află un liceu. L-am întrebat pe șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, de ce nu sunt ofițeri de patrulare în zona respectivă. Astăzi avem o serie de delegații, dintre care de cel mai înalt nivel, unde a fost necesară antrenarea forțelor polițienești la maximum. Cât ține de neatenția șoferilor, care indiferent că copilul este neatent sau șoferii, trebuie să fie cât mai prudenți la trecerile de pietoni și pentru cumva a disciplina, noi încercăm de nenumărate ori să atenționăm. Iată că acum mergem în plenul Parlamentului, e o propunere de ajustarea răspunderii contravenționale, inclusiv pentru necedarea trecerii de pietoni, la trecerile de pietoni, unde șoferul deja va avea o răspundere puțin mai ridicată, inclusiv cu suspendarea dreptului de a conduce. Viorel Cernăuțeanu ne-a mai spus că nu există suficienți polițiști care să patruleze la trecerile de pietoni și că singura soluție este disciplinarea șoferilor și instruirea pietonilor.